Ancheta de proporții dispusă de la nivelul conducerii Inspectoratului General al Poliției Române, după ce recepționerea unei frizerii din Brașov susține că a fost agresată de un ofițer de la Poliția Transporturi. Femeia spune că s-a întors în România după 20 de ani petrecuți în Italia și este în stare de șoc. Asta după ce, în prima zi de lucru, a fost agresată fizic și verbal de un ofițer al Poliției Transportului și deține certificat medico-legal în acest sens. Imaginile de pe camerele de supraveghere din frizerie au fost analizate de polițiști și s-a dispus un control intern. Referitor la imaginile apărute pe rețelele de socializare, în care o femeie din municipiul Brașov sesizează faptul că în timpul unei acțiuni a secției regionale de poliție Transportul Brașov a fost agresată de un ofițer de poliție din cadrul acestei structuri, șeful Poliției Române a dispus Direcției Control Intern din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române demararea verificărilor interne și luarea măsurilor legale. Angajata salonului de frizerie spune că se teme atât pentru ea cât și pentru fiul ei în vârstă de 9 ani și mai grav că este frică să le mai ceară de acum ajutor polițiștilor români. Firma de pază controlată de afaceristul Liviu Lupu a pierdut la Tribunalul Brașov procesul pe care l-a deschis împotriva Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie. Nemulțumit că nu a fost invitat la procedura de achiziție a serviciilor de pază pentru 3 secții ale unității medicale, Lupu a dat în judecată spitalul. O instanță a tribunalului a respins însă acțiunea. L-am întrebat pe managerul Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie din Brașov, doctorul Florin Nicușor Băgiu, care sunt motivele din cauza cărora firma reprezentată de Liviu Lupu nu a fost invitată să participe la procedura de achiziție directă a serviciilor de securitate în cazul unității medicale. Primul eveniment a fost fuga unui pacient de pe secția Eminescu, care a fost neraportată de către firma de pază. Șeful de secție l-a văzut întâmplător în oraș și el ne-a sesizat să-l căutăm în oraș. Practic, șeful de secție l-a văzut pe pacient, da? În stație, mergând către locuința sorei lui. Al doilea eveniment a fost accesul unor persoane neautorizate în afara unor străini, în afara orelor de vizită în cadrul spitalului. Contactat telefonic pentru un punct de vedere, omul de afaceri Liviu Lupu a ales să tacă. Alo, da. Alo. Da. Bună ziua, domnul Lupu, aș vrea, vă rog. Alo. Cu domnul Lupu aș vrea să vorbesc, vă rog, Amelia Bulc, este numele meu, Brașov TV. Alo. Președintele Consiliului Județean Brașov, Adrian Ioan Veștea, și coordonatorul proiectului aeroportului internațional Brașov-Ghimbav, Alexandru Anghel, participă la Sibiu la cea de-a 27-a conferință anuală și adunare generală a Asociației Aeroporturilor din România. Este pentru a treia oară când aeroportul Brașov, cel mai important demers investițional al Consiliului Județean, este adus în atenția specialiștilor de aeronautică din țară și din străinătate. Tema generală a discuțiilor din aceste zile este industria aeroportuară în România, prezent și viitor. La întâlnirea de la Sibiu, care se va încheia vineri, participă oficiale ai Ministerului Transporturilor, Asociației Aeronautice Civile Române, Autorității de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile, Romața, SRI și reprezentanți ai Poliției de Frontieră. Sunt diverse teme de dezbatere. De fiecare dată am fost invitați și am făcut în așa fel încât să aduc în spațiu public informațiile care avem referitor la aeroportul de la Brașov. I-am asigurat și de această dată că suntem într-o procedură de achiziție finalizată, avem contracte semnate, suntem în perioada în care pe proiectele pe care le elaborăm obținem avizele, iar anul viitor, până la sfârșitul anului, vom avea un procent de peste 90% a aeroportului realizat din punct de vedere al infrastructurii. Toate aceste lucruri, evident, au nevoie și de sprijinul acestor instituții și acestor autorități și în felul acesta le-am prezentat stadiul și în același timp am primit asigurări din partea lor că ne vor ajuta în demersul pe care îl avem. În timpul discuțiilor, participanții au agreat propunerea președintelui Consiliului Județean Brașov ca următoarea adunare generală a Asociației Aeroporturilor din România să aibă loc în perioada 15-17 ianuarie 2020 în Poiana, Brașov.
Problema urșilor nu se termină. Deși în Europa nu mai există populație de urși, în România aceștia se înmulțesc din ce în ce mai mult de la an la an. Autoritățile se declară neputincioase cu privire la îndepărtarea urșilor din zonele populate de oameni. Zilnic, minim un urs ajunge printre oameni, iar pericolul este la tot pasul. Un alt caz a îngrozit țara când săptămâna trecută un urs a atacat doi copii și un bătrân și doar o minune a făcut ca cei trei să nu fie omorâți. Prefectul Marian Rasaliu și reprezentanții Gărzii Forestiere Brașov, coordonați de inginerul Cristian Ignat, au susținut împreună o conferință de presă pentru prezentarea situației urșilor, în contextul în care această specie protejată din mediul silvatic a făcut numeroase pagube în ultima perioadă. De anul trecut am semnat peste 1000 de decizii de pagubă provocate de acest exemplar de urs. După datele de la Agenția de Protecție a Mediului, ar trebui, la nivel de gardă, să avem un număr de 1338 de exemplare. În realitate, efectivul evaluat este de 6472. Inclusiv consilierii noștri au fost surprinși de către urs, inclusiv cetățeni, inclusiv copii și se pare că nu putem interveni în niciun fel. La nivelul Gărzii Forestiere Brașov, în primele 8 luni ale anului, au fost 611 solicitări de participare în comisiile de evaluare a pagubelor. În județele Brașov, Sibiu, Harghita, Mureș și Covasna s-au întocmit 723 de procese verbale de constatare a pagubelor. Un apel către turiștii localnici să evite sub orice formă hrănirea urșilor, pentru că lucrul acesta nu face decât să dăuneze atât populației de urși, cât și oamenilor. Conform statisticii Inspectoratului de Jandarm Județean Brașov, de la începutul anului până în prezent s-au înregistrat 128 de apeluri cu privire la apariția urșilor în zone locuite. Tot în perioada recentă a acestui an au fost trimise 48 de mesaje de avertizare a populației asupra prezenței urșilor în județul Brașov. Odată cu venirea sezonului rece, crește și valoarea facturilor. Astfel, persoanele care au un venit sub 750 de lei net pe membru de familie pot beneficia de subvenții pentru plata facturilor. Ajutoarele pentru încălzirea locuinței se acordă pentru perioada 1 noiembrie 2019-31 martie 2020 familiilor și persoanelor singure care utilizează pentru încălzirea locuinței gaze naturale, energie termică în sistem centralizat, energie electrică și lemne sau combustibili petrolieri. Consumatorii vulnerabili care utilizează pentru încălzirea locuinței energie termică în sistem centralizat beneficiază de ajutor lunar pentru încălzirea locuinței în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie este de până la 786 de lei în cazul familiilor și de 1082 de lei în cazul persoanelor singure. Sunt mai multe scheme care se atribuie persoanelor vârstnice, cei cu venit minim garantat, ajutoare de încălzire, ajutoare în ceea ce privește costurile la electricitate, la încălzirea prin gaz metan și prioritate rămâne, seniorii rămân o prioritate pentru toată lumea. Vă dați seama că acest ajutor este de neprețuit pentru persoanele vârstnice care n-au cele necesare și în Bernul n-au condiții necesare să-și poată permite încălzirea ca lumea și să-și facă confortul necesar. Acești domni care se ocupă de energie și de ce au grijă să ne usuce puțin buzunarele. Cei care doresc să beneficieze de aceste subvenții trebuie să depună o cerere la Centrul Direcției de Asistență Socială, însoțită de acte doveditoare, copie și original, privind componența familiei și dovada veniturilor pentru fiecare membru de familie. Pe lângă acestea, beneficiarii au obligația de a aduce de la Asociația de Proprietari o adeverință din care să rezulte numele și numărul de persoane care locuiesc la adresa pentru care se solicită acordarea ajutorului. Pentru ajutoarea de încălzire, preluarea cererilor se face deja din data de 10 octombrie. Cetățenii pot veni până în data de 20 noiembrie să-și depună cereri pentru a putea beneficia începând cu data de 1 noiembrie și până la 31 martie. Și după data de 20 noiembrie o să continuăm să preluăm cererile de la cetățeni, dar aceștia vor beneficia cu data de 1 a lunii în care au depus. Dacă în anul 2014, la nivel de municipiu, existau 5.000 de beneficiari ai acestor subvenții de încălzire, în anul 2018-2019 au existat doar 479 de cereri depuse.
Disperați după voturi, premierul interimar Dăncilă, ministrul fondurilor europene și cel al finanțelor au venit la Brașov. Înainte au avut grijă să pompeze la foc automat o sumă uriașă din bugetul în care românii cotizează pentru spitalul din municipiul gestionat de Virgil Popa. Asta ca pe unitatea medicală cu o activitate care lasă de dorit să nu se pună lacătul. Numeroasele scandaluri de la unitatea medicală, angajările pe pile și cazurile medicale trimise urgent la spitalul județean Brașov sunt doar câteva fapte care pun la îndoială activitatea medicală a acelui spital. Ajunsă la spitalul din Săcele, Dăncilă a făcut un tur și a vizitat bolnavii, însă nu înainte de a fi echipată corespunzător pentru o vizită într-o unitate medicală. Și cum Viorica Dăncilă este obișnuită cu argați la picioarele ei, așa s-a întâmplat și de această dată, când a ales să înjosească o asistentă pe care a pus-o să se aplece în fața ei pentru a o încălța, exact ca pe vremea comunistă. Pentru a nu se dezechilibra, aceasta a fost susținută chiar de managerul spitalului. Această poză a devenit virală, oamenii fiind de-a dreptul revoltați. După ce a vizitat bolnavii vizibil grăbită, aceasta a stat de vorbă cu jurnaliștii. Întrebată de ce nu a acordat mai devreme banii necesari pentru spitalul din Săcele, aceasta a evitat să ofere un răspuns concret. De ce nu ați acordat această sumă de bani pentru spitalul din Săcele mai devreme și a fost acordată tocmai în ultima ședință de guvern? Pentru că este aici un primar PSD, a contat acest lucru? Nu, am acordat sume de bani la toate spitalele și am spus la toate spitalele județene, indiferent de culoarea politică. La plecare, prim-ministrul interimar a urcat într-un autovehicul diferit față de mașinile pe care doamna Dăncilă obișnuia să le folosească în călătoriile ei în interes de serviciu. Însă, ce să vezi? Mașina care se presupune că îi era destinată să vină să o ia din vizita ei de la Brașov a fost implicată într-un accident mortal la Timișul de Jos, chiar cu câteva ore înainte. Mulțumesc! Tot evenimentul s-a dorit a fi mușamalizat, fără a se oferi prea multe detalii cu privire la accidentul rutier în care un bărbat a murit. După ce jurnaliștii Brașov TV au aflat despre ce este vorba, presa a luat cu asalt informația, iar reprezentanții SPP au transmis condoleanțe familiei indoliate. Liberalii luptă pentru schimbare și cum pentru schimbare este nevoie de implicare și conștientizare, reprezentanții Partidului Național Liberal din județul Brașov au mers printre oameni pentru a le afla nemulțumirile și problemele pe care aceștia le au zi de zi. Locuitorii municipiului Săcele sunt foarte dezamăgiți de actuala conducere și spun că de la alegerile trecute primarul nu i-a mai băgat în seamă nici măcar o dată. Ba mai mult, acesta a pus paza la intrare în primărie să nu lase pe nimeni să ajungă la el. A mai fost primarul pe la dumneavoastră? Nu, au fost de când a fost cu votul, cu alegerile, nu au fost. Dar în campanie ce v-a promis? O să face, să dădea cu pumnul în timp că el face străzile, că asfaltează, că face condiții. Nu a făcut mai nimic. Ce a promis? A făcut ceva? Ne-a dat afară, din Mijan să stăm de vorbă că ne dă de afară. Nu ne primește. Am avut pompă, ne-a băgat Vasile Lața, primarul. Apa aici, a venit aia de la apă și ne-a luat apa. Nu avem apă, aici a fost apă. A fost pompa cu apă și ne-a luat pompa. Păi primarul trebuie dat jos, că nu face pentru noi nimic. Ne-a luat apa, ne-a luat, nu ne face străzile, canalizarii. Uite apa, mizeria, calcă copiii, duci în casă. N-a făcut nimic ca pentru cartierul Gârcin, domnul primar de la PSD. Dar în schimb am înțeles că au fost foarte multe promisiuni în campanie. Da. A fost foarte multe promisiuni și aceste străzi figurează ca fiind asfaltate în primărie. Dar iar de fapt când ieșim, când plouă și când noroi, trebuie să ne luăm cizmele până în drum și după aia să dăm un copil să le aducă înapoi ca să ne încălțăm cu pantofi curați, să mergem și noi, să nu mai se uite lumea pe noi. Uite ce noroi are. Total nemulțumit sunt. Nu numai eu, tot cartierul Gârcin aproape e nemulțumit de conducerea acestui primar. A, veți merge la vot? Da, voi merge să-l schimb pe acest primar. Noi nu mai ne lăsăm mințiți de data asta și o să votăm alt primar. Uitați că deja s-a întors criza și deja locurile de muncă sunt tot mai puține. Vedeți că atâta lumea a plecat din țară și păcat, păcat de țara asta și de orașul ăsta. Deci, practic, guvernul nu a făcut mare lucru dacă s-a ajuns în punctul ăsta. Nu, mare lucru n-a făcut. Săcelenii spun că nu și-au pierdut speranța și sunt convinși că vor reuși să înlăture actuala conducere pentru a lăsa municipiul Săcele pe mâna unor persoane competente să facă ceea ce alții doar au promis.
Nerealizările primarului Virgil Popa continuă. Nu o spunem noi, ci o arată imaginile care sunt de-a dreptul revoltătoare. Nemulțumirile săcelenilor sunt din ce în ce mai mari, iar discriminările făcute de actualul primar sunt tot mai vizibile. Fără străzi asfaltate, fără rețea de canalizare, fără curent electric și fără apă potabilă, acestea sunt doar o parte din nerealizările actualului primar PSD-ist. Toate promisiunile din campanie și toate speranțele pe care oamenii le-au avut s-au năruit odată cu trecerea timpului. Nu avem apă pe străzi, nu avem, e străzi lideriți de bajocură, e un noroi că de acasă și până la școală duci în copii murdari de noroi, de mizerii, de-i dă doamnele afară, îi dă... Și ce aveți de gând? Nu-i condiții, nu-i. A făcut ceva din ce vi s-a promis primarul acesta? Nu a făcut deloc nimic, nimic nu s-a făcut. Când mergi la primărie, izbeară pe noi, ni dă afară. A promis că face canalizare, a promis... Drumurile, că face drumul. Au venit acum cu alegerile, au băgat o mașină de piatră jos aici și atât, a continuat. N-a mai făcut canalizare, n-a făcut nimic aici. Au făcut în Turchie și pe la el, pe acolo, aici n-a venit deloc pe strada asta, pe calierii. O să schimbăm voturile, nu o să mai mergem cu partidul, mergem cu PNL-ul și gata. Fiecare care vin odată, promite, mint, a doară nu mai au cum să mai iasă, că n-au, deci indiferent ce poate să zică, n-ar, deci noi nu mai votează nimeni pe omul ăsta. N-ai cum să pui un primar care nu-l interesează de fiecare cetățean al orașului. În orașul ăsta trăim toți, în orașul ăsta trebuie să fim toată lumea la fel, nu e, vedeți diferența. Pe banii mei am făcut aici și curățenii și asta, pe banii mei am făcut tot ce se poate, să putem trece cu mașina. Nu putem, deci vine iarna, acum noi trebuie să parcăm mașinile jos și cu de zi pe zile să vedeți ce problemă să fie aici. Însă să nu credeți că așa este peste tot în Secele. Strada domnului primar este impecabilă, asfaltată, cu bănci puse pentru ca oamenii să aibă unde să se odihnească, cu flori, iluminare stradală și trotuare bine realizate. Teoretic, de asemenea condiții ar fi trebuit să aibă parte toți locuitorii municipiului Secele, însă din păcate, la doar câțiva kilometri de acest mic paradis, sunt oameni care nu au de unde bea apă potabilă. Ziua Armatei Române a fost sărbătorită astăzi și la Brașov. Autorități locale, militari, dar și cetățeni au participat la manifestările organizate după 75 de ani de la eliberarea ultimei braze de pământ românesc de sub ocupație străină în cel de-al doilea război mondial. Colegii care au participat alături de Armata României la diferitele etape din viața poporului și au adus jertfa și prinosul lor pe altarul patriei. Suntem datori să-i comemorăm pe aceștia și să ne închinăm în fața sacrificiului suprem pe care aceștia au făcut ca noi astăzi să trăim într-o țară liberă și demnă. Mi s-a părut foarte impresionantă, cel mai mult mi-a plăcut când au defilat soldații și tot a fost frumos, bine organizat. Despre Ziua Armatei Române ce? Știu că acum vreo 1944 parcă a fost eliberat ultimul oraș de ocupația străină și mă simt mândru că am putut să iau parte la această activitate și o să vin și la anul. Astăzi se sărbătorește Ziua Armatei Române. Și ultima parte s-a dat României și suntem foarte mândri de asta. Cum ți s-a părut ceremonia de asta? A fost foarte frumos. Mi-a plăcut să văd atâtea oameni. Pe 25 octombrie, regele Mihai, ultimul monarh al României, ar fi împlinit 98 de ani.
Autoritățile locale doresc să transforme zona Modarom Star. Prin amenajarea suitei de spații publice aflate între clădirea Modarom și centrul comercial Star, se dorește crearea unui pol pietonal important aflat la capătul de nord-vest al străzii Republicii, în oglindă cu piața Sfatului. În momentul de față, spațiul din fața prefecturii are un caracter funcțional și neunitar. Acest spațiu își împarte suprafața între zone destinate circulației rutiere, circulației pietonale, spațiu verde și spațiu comemorativ. În locul acestui sistem de spații, care satisfac în parte câte o singură necesitate, se propune o piață care devine suport pentru toate aceste funcțiuni, dar permite și desfășurarea unor activități noi, cum ar fi evenimente culturale, comerciale sau cu un caracter civic. Zona Modarom Star va fi transformată complet. Mai exact, aici va deveni zonă pietonală, amenajată cu fântână arteziană, cu spații verzi și cu bănci. De asemenea, se va închide și accesul din spatele Colegiului Național Unirea, iar zona în care se află stația de taxi din zona Modarom va fi mutată pe strada Nicolae Bălcescu, în zona magazinului Star. La această zonă pietonală se adaugă alte două zone pe care municipalitatea le are în proiect a le transforma în zone pietonale. Vorbim de strada Apolonia Hirscher, tronsonul cuprins între strada Castelului și strada Poarta Șchei, și mai vorbim de, să spunem, actuala parcare din piața Sfatului, în zona pe după ziduri, unde și acea zonă este propusă să devină o piațetă cu deschidere spre alea după ziduri. E o idee foarte, foarte bună. Să mai scadă numărul mașinilor. Deja sunt foarte, foarte multe, s-au aglomerat orașul foarte mult. Este necesar ca această zonă să fie făcută pietonală. Aici sunt foarte mulți turiști, o să vină foarte multă lume, iar mașinile astea mai mult încurcă spre vizitare orașului. Adică tot ce era noi să fim călcate mai aici sus, pe tâmpa. Mi se pare foarte bine și ar fi bine tot centrul vechi să fie închis pentru mașini, lăsat doar pietonal. Pe lângă poluare și trepidațiile de la mașini afectează clădirile și totuși avem un oraș medieval care ar trebui să fie păstrat și lăsat așa cum e. Traficul rutier în zona respectivă va fi permis doar riveranilor, autovehiculelor și autospecialelor pentru intervenții de urgență, cât și traficului de aprovizionare. Parcările amenajate pe străzile din zonă vor fi relocate. Iubitorii de lectură sunt așteptați de astăzi la salonul de carte Bookfest, găzduit de aula universității. Târgul poate fi vizitat până duminică, între orele 10 și 20. Brașovenii au ocazia să întâlnească pe unii dintre cei mai renumiți autori ai momentului. Mircea Cărtărescu, Radu Paraschivescu, Maria Manolescu și Denisa Comănescu sunt doar câteva dintre personalitățile prezente la lansările de carte și la sesiunile de autografe. Pe lângă lansări, noi avem și evenimente conexe, sunt ateliere pentru copii de aritmetică, sunt prezentări de cărți pentru copii, este un recital al grupului psaltic Kyrios, care va fi mâine seară, și o, cum să spun, atmosferă propice răsfoirii cărților și, de ce nu, chiar cititului. Și avem răspuns bun atât pe partea de filozofie, de stoicism, Epictet, Seneca, Spinoza, cât și pe partea de ecologie, unde oamenii sunt din ce în ce mai interesați și în detaliu. Ne întreabă ce fel de hârtie folosim, pentru că folosim hârtie 100% reciclată. Găsesc foarte multe titluri pentru copii de la cea mai mică vârstă, de la 2 ani, așa, până la adolescenți, și carte pentru adulți. Sunt atrași în primul rând de ilustrațiile foarte, foarte frumoase și mă refer la copilași, așa, povestioarele clasice și povestioarele mai moderne, poezioarele clasice, enciclopediile, cărțile de activități. La târg sunt expuse aproximativ 30.000 de cărți care vor avea reduceri spectaculoase. Acestea acoperă toată gama de interes a publicului. N-am venit pentru ceva anume, ci pentru, nu știu, a descoperit ceva nou. De exemplu, mi-am găsit ceva legat de teatru, pentru că sunt fascinată de teatru. Pentru că nu mă pot decide. Mă gândeam să cumpăr un volum scris de niște români de-ai noștri. Să încerc. Prefer mai mult cărțile vechi sau cele noi? Având în vedere că momentan citesc doar SF, cred că cele noi, dar și cele vechi au destul de multe lucruri interesante. Ce vreți să vă achiziționați? Justin Cronin, Transformarea. Nu știu nimic despre autor, doar am citit recenzia lui Stephen King, care e maestru horrorului, și am zis că merită încercat. Intrarea este liberă atât în cadrul salonului de carte, cât și la toate evenimentele programate pe durata târgului. Eu sunt Titi! Eu sunt Titi! Nu, dragule, cu mânuța! Eu sunt Titi.
Nerăbdător și plin de emoție, zeci de copii au avut parte de o seară magică. Țiți Poc, cel mai mare vis al copilăriei, este un spectacol plin de aventuri, realizat printr-un program educațional prin teatru și psihologie. Prin intermediul personajelor, copiii au descoperit ce înseamnă prietenia. Țiți este un șoricel visător care crede că cu cât un vis este mai mare, ai mai mari șanse să reușești în viață. Și fiind un șoricel de bibliotecă care citește foarte mult, a citit în mare enciclopedia lumii despre o specie nouă de dinozauri, Iubirosaurus albastrosaurus. Și visul lui a devenit să cunoască un astfel de dinozaur, fiind foarte perseverent din fire și a construit singur o mașină a timpului, s-a întors în spațiu și acolo a găsit un nou de dinozaur. Ce credeți că îi atrage pe copii la astfel de spectacole? O bună dispoziție, creativitatea și faptul că petrec timp alături de părinți, dar și de prietenii lor. La spectacolul cu Țiți Poc, cu șoricelul, cel mai mare vis al copilăriei. Ce credeți că îi atrage la acest spectacol pe copii? Sper că acest șoricel. Știu, n-am mai participat la niciun spectacol până acum cu Eric. Vom vedea. Probabil atmosfera, veselia. Membrii spectacolului creează cadrul perfect pentru ca cei mici să învețe să gestioneze emoțiile. Proiectul face parte dintr-un turneu național desfășurat în 7 orașe. Iași, Alba Iulia, Sibiu, Craiova, Brașov, Galați și Constanța. Mi se va împlini cel mai mare vis. Care este cel mai mare vis, Țiți? O să afli. El este cel mai mare vis. Cel mai mare vis al meu e să cunosc dinozaurii.